Vă salut cu ocazia inaugurării unei noi serii de materiale video, un nou playlist care va avea titlul 5 minute despre, pentru că intenția mea este ca materialele din acest playlist nou să aibă durata maximă de cam 5 minute, adică să fie mai scurte decât materialele pe care le-am realizat până acum. În această serie voi prezenta aspecte ale fizicii, ale chimiei, ale astronomiei, ale științei în general, care sunt de actualitate sau care sunt interesante, fie pentru că aparent sunt în contradicție cu intuiția, fie pentru că duc la concluzii ciudate, fie din alte motive. În primul videoclip al acestei serii voi vorbi despre materia neagră, acea dark matter despre care tot auziți. Să începem! Încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, observațiile astronomice legate de mișcarea stelelor în galaxia noastră au arătat că ceva nu e în regulă, în sensul că părea să fie mult mai multă materie în galaxie decât ceea ce se vedea. Dar cum pot arăta observațiile astronomice că există ceva ce nu se vede? Ca să explic acest lucru, voi face o analogie cu sistemul solar, mai precis cu mișcarea primelor patru planete din sistemul solar, Mercur, Venus, Terra și Marte. În acest scurt video, făcut după un file GIF din Wikipedia, găsiți linkul în descriere, puteți vedea cum se mișcă cele patru planete. Se vede clar că viteza lor de revoluție scade pe măsură ce ne îndepărtăm de Soare. Mercur se mișcă cel mai repede, apoi Venus mai încet, Pământul și mai încet și Marte cel mai încet. Viteza cu care se mișcă pe orbită o planetă depinde de distanța de la planetă la Soare și de masa Soarelui. Mai mult decât atât, folosind legea atracției universale, putem calcula masa Soarelui dacă cunoaștem distanța de la planetă la Soare și viteza cu care se mișcă planeta pe orbită. Același lucru se poate face și în cazul mișcării de rotație a stelelor în interiorul unei galaxii. E un pic mai complicat, pentru că stelele din galaxie se mișcă nu în jurul unui corp, ci sub influența unei mase distribuite în spațiu. Dar cunoscând traiectoriile și vitezele stelelor, se poate calcula masa galaxiei. Și ce să vezi, dacă facem acest calcul, masa galaxiei ne iese din calcul mult mai mare decât ceea ce vedem că există în galaxie. De aceea a fost formulată ipoteza existenței unei substanțe pe care nu o vedem și nu putem pune în evidență nici măcar cu ajutorul aparatelor. Dar această substanță interacționează gravitațional cu restul materiei din univers. De ce nu vedem materia neagră? Pentru că ea nu interacționează cu radiațiile electromagnetice, cu undele electromagnetice. Și lumina este undă electromagnetică. Materia neagră nici nu reflectă, nici nu absoarbe lumina și din această cauză nu putem să o vedem. De fapt, ea este transparentă la radiațiile electromagnetice. Mai sunt multe alte observații astronomice care ar putea fi explicate cu ajutorul ipotezei materiei negre. De pildă, roiurile de galaxii. Acestea sunt alcătuite din zeci sau sute de galaxii care formează o structură în care galaxiile se rotesc unele în jurul altora. Și aici, vitezele cu care se mișcă galaxiile sunt mult mai mari decât ar trebui să fie în conformitate cu câtă materie vedem. Există apoi fenomenul de lentilă gravitațională. Materia curbează spațiul în conformitate cu teoria relativității generale, ceea ce înseamnă că dacă într-o zonă din spațiu avem concentrată multă materie,
ea va curba razele de lumină, focalizându-le în așa fel încât putem să vedem ceea ce se găsește în spatele zonei respective. În acest material video, realizat tot după un GIF din Wikipedia, se vede ce se întâmplă când o gaură neagră se mișcă între noi și o galaxie. Acest fenomen se numește lentilă gravitațională. Când astrofizicienii calculează masa necesară pentru a se produce acest efect, întotdeauna masa necesară găsită prin calcul este mai mare decât masa a ceea ce vedem în zona respectivă. Un alt fenomen care ar putea fi explicat cu ajutorul materiei negre este faptul că observațiile astronomice din ultimul timp arată că viteza luminii în spațiul intergalactic este mai mică decât ar trebui să fie. Dar ce ar putea să fie materia neagră? Prima idee care îți vine în minte este că poate materia neagră este totalitatea găurilor negre, de pildă dintr-o galaxie. Dar în acest caz ar trebui să vedem mult mai multe fenomene de lentilă gravitațională și mai sunt multe alte observații care arată că această ipoteză nu poate să fie corectă. De pildă, felul în care calculăm că este distribuită materia neagră într-o galaxie sau într-un roi de galaxii. De fapt, dacă ținem seama de proprietățile ciudate pe care ar trebui să le aibă materia neagră, ea ar trebui să fie alcătuită dintr-un tip de particule pe care nu le cunoaștem, care nu apar în modelul standard al particulelor elementare. Și aceste particule ar putea să presupună și un nou tip de interacțiune, o forță pe care nu o cunoaștem, a cincea forță fundamentală din univers. Și astfel ajungem la o altă explicație posibilă pentru fenomenele care presupun mai multă masă decât observăm. Și anume că teoria gravitației pe care o avem, adică teoria lui Einstein a relativității generale, nu explică tot ceea ce se întâmplă atunci când vorbim de interacțiuni la distanțe foarte mari, galactice sau intergalactice, deoarece există încă o forță de care trebuie să ținem seama atunci când vorbim despre astfel de distanțe. În concluzie, materia neagră este o ipoteză propusă pentru a explica unele fenomene cosmice, observații astronomice, pe care nu le putem explica cu ajutorul teoriei relativității generale. Dar în ultimii 10-15 ani au apărut observații astronomice care cu greu ar putea fi explicate cu ajutorul ipotezei materiei negre. De aceea, poate că explicația corectă pentru anomaliile pe care le observăm este aceea că există o forță pe care nu o cunoaștem, mediată de particule pe care nu le cunoaștem încă. Sau poate că adevărul este la mijloc, poate că există și materie neagră, dar și o nouă interacțiune fundamentală. Nu vom ști care este adevărul decât atunci când experimentele sau observațiile vor confirma una sau alta dintre cele două ipoteze. Pentru că așa funcționează știința. Nu credem decât dacă vedem. Iar atunci când vedem, nu mai credem, ci știm. La revedere!